Accept, dar nu accept cu atâta ușurință. Fetelor le spuneai, ți-a dat speranțe. Te-a făcut să crezi altceva. Da, normal. El spune lucruri mari. Și după aia o dă înapoi. Prea nu e ușurință. Prima dată când prea face asta. Acum vă certați, sau? Cumva și noi am spus chestia asta aici în casă, că dacă atunci pe moment a spus stop, el nu trebuia automat după o zi, două, să meargă la tine și giugulugul iară, că așa... De asta am simțit, Sorin, asta am simțit, asta am simțit să fac. Asta am simțit. Te-am judecat pentru asta, doar ca fata să înțeleagă că asta a spus și ea, că i-a dat speranțe. Eu asta am simțit să fac, de-aia am zis că îmi pare rău, dar asta am simțit, îmi venea să... mi-era drag de ea, îmi venea să mă duc la ea, să stau cu ea, să vorbesc, păi să... Păi da, dar de-aia fata și-a făcut speranțe și a crezut în tine. N-am vrut să a crezut că va fi ceva între voi doi, pentru că tu ai simțit să faci chestia asta. Gen, păi da, dar niciodată n-am zis. Când a venit vorba să avem o discuție seara și să vorbim despre ce o să facem, eu am zis nu o să putem, nu o să pot să fac un cuplu cu tine, pentru că am nevoie de timp să vedem cum e așa. Și, da, și eu, și eu cumva ți-am spus ție să faci un cuplu și așa. Păi și de ce? Păi nu ai făcut tu nimic, eu nu ți-au, aici ți-au apărarea și mie și ție, pentru că Sorin zice că eu am vrut, da, n-am vrut să mă opresc. Eu vreau, am nu vrut... a fost vorba niciodată de făcut un cuplu între noi doi până acum. Tu mi-ai spus și mi-ai dat mereu de înțeles că tu vrei să afli de ce, de ce, de ce, de ce. Deci m-ai ținut până acum să mă aduci în punctul în care eu să-ți povestesc anumite chestii pe care nu le-am vrut să le aduc aici. Andrei. Și nu mi-este ușor deloc să vorbesc despre asta. Ca tu, în, moment, în același moment, să-mi spui, păi da, da, dacă s-a întâmplat mai mult. Păi da, Andreea, chestia asta doare foarte tare. Eu de unde tare. Am siguranța ta? Că nici mie nu-mi convine. Dar eu de unde am siguranța că tu păi nu faci da, alte chestii? Păi da, și eu ce să fac atunci? Să aștept, nu știu, până anul viitor, să aștept să-mi dai câte o bucățică, câte o bucățică? Eu ce nu, să fac? Nu mai există nicio bucățică, mă. De ce ar trebui? Nu, nu mai există nicio altă bucățică. Am înțeles, dar în informațiile tale trebuie să aștept încet, încet să-mi spui de fiecare dată și după aia să stau să mă chinui eu să știu dacă să am încredere în tine sau nu? Ea acum s-a deschis față de tine. A ajuns în momentul în care a spus că nu, eu am sentimente pentru acest băiat. Îi spun totul și apoi tu o întorci tot ce ți-a spus ea, tot împotriva ei. Că nu, nu. Mi-ai spus totul, că da, nu știu exact nimic. Dacă vă aduceți aminte exact, ei doi când au pus un pic stop atunci, a fost în felul următor. Emanuel a zis că are nevoie de timp să vadă dacă poate să aibă încredere în ea și ea a spus că și ea la rândul ei are nevoie să-l vadă pe Emanuel că merită încrederea ei ca ea să-i povestească toate lucrurile alea. Deci corect. Cumva amândoi ați avut nevoie de o chestie și acum când s-a întâmplat s-a rupt. Doar că cineva s-a îndrăgostit, dar cineva nu. Atât. Și de asta și cu atâta ușurință tu, Emanuel, poți renunța la asta pentru că nu ai sentimente precum le are ea. Poate are și da, poate dacă el are. Dar trebuie să ai foarte mult curaj să povestești povestea reală. Poate ea o greșit aici. Bra, Luca, a greșit de între cu e că asta e povestea reală. Îmi pare rău, dar o văd că se tatuează și la chestiile de genul. Eu vreau să zic un lucru. Luca, te iau de păr. Jur. Vreau, dar calmează-te și te ataci în halul ăsta. Am spus că poate nici el n-are o dovadă că asta e povestea. Nu poți să spui așa ceva, tu ești normală? Păi, dar fata, dacă ești pe platforma, îți place să pozezi așa. Fata, a fost un joc ce-o postat de acolo. Ce treabă are asta cu tatuajele mele? Asta e părerea mea. Ce treabă are asta cu tatuajele mele? Asta e părerea mea, repet. De ce are fata zi? Am spus că poate nu asta e povestea și acum a băgat povestea asta ca să-l îndulcească. Asta e părerea mea și nu vreau să mint. De la început. Urmărește emisiunea de când s-o dat. Ce părerea mea? Ce treabă are asta cu tatuajele mele? Fără să te scupe. Și tu ai spus multe despre mine, Andreea, și am tăcut din gură și ți-am luat și apărarea la un moment dat. Dar nu s-a dus, gata. Nu mai pot. Nu mai pot. Păi și tu aici cu noi. Concurent nou. A venit concurent. M-am săturat. Teatru. Plânge din nervi acum. Da, eu n-am plâns. Taci, fată. Fată. Luca, dar ai un stil de a băga cuțitul. Da, eu nu ai venit doar să... Durerea. Că eu nu cred. A venit și cel mai sunt grel. Vă mulțumesc. Nu cred. A venit cel mai forțos. Eu zic că sunt cel mai mare șansă. Ce din vorbe. De acolo. Îmi faci că oricum nu ești și du-te acolo. Încercă să-i duce anumă. Știe pe mine și-a mai judecat, doamna Andreea. Cu foarte multe. În continuu să dea mine și că eu sunt antipatică. Dar și eu am spus că nici mie nu se pare venibil la povestea aia. Dar n-am voie să-mi spun părerea. Ți-am spus eu că te pare ce fără la această poveste. Dar tu uite-te prima dată la poveste de unde o început. Tu vii aici și arunci tu bomba. Dar
părerea mea, bine? Uite-te la episoade și după aia. Dacă mă la episoade, înseamnă că trebuie să trec o sfântă care își face conturi în glumă. Hai, mă, lasă-mă, că-i place. Nu știi, dacă îți place să pozezi goală, fetițo. Bine, face bani. Luca, Luca. Ia să facă bani din orice altă plată. Luca, ce vrei? O, draga mea, să ai bani. Să ai bani. Deci să traduce cu aia, mai despre ce-i vorba. Asta, dacă tot știe germana, putea să... Am zis eu vreodată că am făcut bani din asta. Să-mi cu povestea Victimii. Raluca face bani din stele. Da, nu fac bani din stele, nu fac bani din alte chestii, da? Asta e părerea mea. Ești abuzivă, eu am folosit doar o expresie și ai fost atât hai, ofensată. Hai, lasă-mă, că și tu îți merge gura și dai din tine. Vezi cum ești tu ca om. Asta e adevărata ta față. Asta e adevărata ta față. Nu mă că spun. Dar femeia a trecut printr-o situație, a fost dar eu n-am trecut, tu nu te-ai luat de mine în continuu? Ia mai tași din gură. Poftim? Că m-am săturat și mai. Te-ai săturat? Tragi de tine. Ești obraznică. Scuză-mă că spun, dar ai devenit foarte obraznică. Asta e adevărata ta față. Asta e adevărata ta față. Nu cred, nu m-a ascultat ce zic. Atac de panică. Hai afară. Doamna Andreea. Hai afară, Poate respire. Doamna Andreea, poți să ieși afară că face atac de panică și nu mă duc să respire. Hai așează-te aici, te rog. Nu vreau. Respiră atunci. Nu e stresat, te rog, eu respiră. O bat. Nu o bat. O bat. Calmează, nu mai vorbim. Îți dau apă. Mi-am zis părerea și gata. Da, putem. Da, nu era, dar cu mine n-a fost momentul bun. Odată nu m-a lăsat în pace, în 3 săptămâni. Da, dar vezi, Raluca, că tatuajele astea nu înseamnă cu o persoană... Nu, bani. Dar îi place să pozeze în stilul ăla, le-am văzut, stai, Raluca, ochii mei. Raza a început-o cu tatuajele. Ajutați-o, da, aduceți-o aici pe canapea. Acolo, unde poate? Nu-i dai ea până la moarte, da? Hai stai jos acolo. Hai, stai jos. Gata, fetelor, gata! Hai, stai jos, Andrei. Și de ce și l-am mai pus? Dacă nu voia să fie etichetat așa, trebuia să-și asume că și le pune... Raluca! Gata, băi, terminat! Știu, dar lasă momentul ăsta și discutați când aveți un moment mai liniștit, mai altfel și discutați amândouă. Zici că tu ești în relație cu ea, adică n-ar trebui să te afecteze așa de mult. Că nici tu dacă nu te-ai simțit bine într-un moment, nu ți-ar conveni. Dar și te rog frumos în casa băieților. Nu vrea. Raluca, descalificat. Da, când zici părerea, ești descalificat. Ai văzut și cu educatul la băieți. Eu la Radu. Hai, Andreea, că a plecat. Andreea, hai că a plecat, Raluca, la băieți. Ridică-te și mai stai jos. Eu stai, Andreea. Hai pe canapea. Larisa, fă-i în capă cu zahăr. Raluca știe foarte bine că o afectează faza de tatuaje și o dat-o când a. Dacă ai tatuaje, înseamnă că faci și de asta și asumeți istoria ta. Dar sună iurea. Sună iurea să dai acolo unde doare și în momentul care doare cel mai mult. Și acum tot ea face pe victima. O să meargă în casa băieților, o să plângă acolo și nu știu ce. Hai să o liniștească. Eu stai bună, mătușii mea. Ce-a făcut mult? Ce faci de pățelul? Ăla-i supărat. Mi-e supărat că mi-am zis părerea și ce să fac? Dar ce i-ai spus? I-ai spus că îi place să pozeze goală? Da, și că eu nu cred povestioara asta. De ce trebuie să vă supărați pe mine? Nu, eu i-am spus. Eu i-am spus ei. Dar nu mai uită la tine. Eu i-am spus ei lui Sorin și am spus și lui Emanuel că eu nu cred în povestea lor, unde Andreea dramatizează. Acum, Radu, serios. Ai văzut? Dacă eu spun ceva, stă toată lumea pe mine. Nu e nimeni asumat, de-aia am spus-o. M-am săturat că eu să fiu batjocorit în casa asta, Radu. Ți-am zis că am și o experiență poate puțin mai mare decât tine. Nu vreau să. Ia după ce a spus, îi dau dreptate și o înțeleg perfect. Când iubești, ești prost. Deci când iubești, nu mai gândești logic. Îți ia mințile, ai înțeles? Ține cont de treaba asta și tocmai a recunoscut care sentimente față de tine. Recunoscând și spunând istoria cap-coadă, crede-mă că nu e atât de grav cât crezi tu. Când iubești, ești prost. Bogdan, ține cont de treaba asta. Ce încerci tu acum să-l convingi pe el, e foarte greșit. De ce? Pentru că el deja simte ce a făcut acum. Păi da, acum ce-a făcut? Că Raluca a fost abuziv. Am început să plângă. Ia să fiu o sfântă, m-am săturat. Eu n-am sentimente, eu n-am suflet. Și nu mai are. Mi se pare normal? Dar eu n-am spus Raluca că... Nu, ba da, toată lumea m-a judecat aici. Eu, ascultă-mă. Și iar ea e un sfântă, mă, nene.